Salutare la toată lumea, după cum am promis, o am alături pe Rodica. De data aceasta sunt eu care o să-i dau întrebările ei. Te-a dat în viață cu mine. Te iau la întrebări despre călătoria ta din Milano. Hai să încercăm. Italienii spun că despre orașul Roma și Milano cam așa. Despre Roma zic că este o femeie voluptoasă, ale căror daruri sunt foarte evidente. Uh-huh. În timp ce Milano este o fată modestă, rușinoasă, îndestrată din plin cu comori, dar care trebuie descoperită în timp. Cum ți-a părut ție Milano? Știu, eu am cu Milano o relație așa specială. Ori de câte ori încerc să mă îndrăgostesc de acest oraș, trebuie să plec acasă. Să știi că vreo 8 ani în urmă, când a fost inaugurată prima rută Chișinău-Milano, am nimerit în acel avion, așa o gașcă, de, eram și jurnaliști și politicieni, nu mai știu cine erau, businessmani. Îți numește pe Tatiana Țibuleac. Deci am nimerit amândouă în cel mai luxos hotel de lângă Duomo. Nici nu știa cum să aprinde lumina. Dar și în momentul în care am vrut să vedem ceva, deci a trebuit să zburăm înapoi la Chișinău. Uite că am revenit acum de Crăciun și iarăși am dat o bară, pentru că am nimerit în capitala modei, fără să puțin cumpăr un cap de ață. Era totul închis. Cum tu, Rodica, și fără shopping. Imaginează-ți că așa a ieșit și asta înseamnă că eu trebuie să revin la Milano. Să revin cât de repede posibil. Sper să nu nimerez de Paște. De Paște. Rodica. Dar am fost încântată de acest oraș, pentru că eu am fost la Roma de câteva ori și, așa cum ai spus tu, Roma trebuie să o iubești și o iubesc. Dar am o prietenă care e designer vestimentar la București, Galina Pânzare, uite, moldoveanca noastră, și zice, Rodica, Roma, asta e... Știi, istorie. Da. Milano este orașul de care te îndrăgostești cu adevărat. Milanezii își revendic fapt că au inventat aperitivul. Ora când te relaxezi într-un bar cu gustări și unul, două pahari de băuturi. Știu că și tu ai făcut asta și că te-a încântat atmosfera și felul de a fi a oamenilor. Și ai scris chiar și un editorial pe VIP Magazin care l-ai numit Momentele Fericirii. Care sunt momentele fericirii ale tale, Rodica? Momentele fericirii, dacă să vorbim de Milano sau vorbim în general? Știi, Milano când, și în general. Când faci ceea ce vrei și poți să te detașezi de la nevoile astea de grijă ale noastre, care sunt tot mai multe și mai ales în secolul ăsta și cu activitățile mele pentru care nu mi-ajunge o zi întreagă. Și uite că eu la Milano am făcut abstracție de tot. Mi-am luat aperolul, vreo două pachete cu chips. Da. Alături eu una dintre cele mai bune prieteni ale mele și pe fiica mea care făcea poze. Fiica mea este obsedată, îi place să facă poze. Deci asta a fost unul din momentele fericirii. Priveam, domnul era la picioarele noastre, era soare afară, era foarte, foarte bine. Dar în general, momentele fericirii, știi, au miros de cafea, de carte bună, da, de tot oameni știut. Frumoși și iarăși avem o problemă, se pare. Nu. E ok? Nu. Da. Deci cam asta e fericirea mea. Și cât în semestia. Și o persoană care își facă vacanțele independență de timp. Asta ar fi frumos, dar asta e deocamdată un vis. Urmează, Rodica. Nu am găsit așa persoană, îți imaginezi? Sunt sigură că va fi. Da, sigur. Moda la Milano. Moda la Milano, ce am observat eu, oamenii acolo se îmbracă nu în dependență de statutul lor social ca să-și etaleze, dar depinde de dispoziția lor, știi, de cum e sufletul lor, așa, și se îmbracă. Poți să vezi oameni cu costume scumpe și se îmbracă și merg pe Vespa. Da, vezi oameni care se gândesc că ar putea să nimerească prin felul în care arată azi într-o revistă de modă, știi, sau pe un blog de-al tău. Cum să zic, dezamăgirea mea a fost că atât în seara de Crăciun, când eram chiar în centrul lui Milano, am văzut foarte puțini italieni. Erau mulți moldoveni, chinezi, coreieni, arabi, bine, nu sunt rasistă, da, sau așa, dar asta mi suna în urechi, știi, tot felul de limbi în afară de italiană și chiar am văzut să văd italieni frumoși, am văzut puțini. Da, chiar vreau să întreb cum ți-au părut bărbații italieni. Da, cum ți-am spus, semănau cu arabii, cu moldovenii. Da. Ca și la Paris, apropo, da. Puțin francezi, vorbim de centru, pentru că
Știm că și francezii și italienii au zonele lor în care se simt bine. Astea turistice ni le lasă nouă veneticilor. Da, zici că bărbații italieni sunt foarte pasionali și prin deșarmă. Ți-ar plăcea să ai vreo idilă cu un italian? Nu cred. Nu? Nu. Tu ții la pământ. Nu mă provoca pentru ca să-ți spun o chestie. Am postat zile, vreo câteva săptămâni în urmă pe Facebook o întrebare. Să-mi recomand de lumea unde pot învăța rapid italiana. Și toată lumea s-a gândit că am o idilă cu un italian. De fapt, vreau să fac un interviu cu unul dintre cei mai celebri italieni. Cine? Cu Berlusconi, care este un tip controversat, nebun de cap și de tot. Și vrei în italian. Vreau să ajung la el în casă să fac un interviu cu el. Și-mi trebuie italian, înțelegi? Dar lumea nu a înțeles. Nu a înțeles. Lumea noastră înțelege așa cum vrea el. Rodica, care sunt fanteziile tale? Bă, erotice. Scuz-mă. Stai că nu era pentru tine întrebarea asta. Glumeanță. Era pentru altcineva. Deci, italienii zic că ei sunt cei mai buni în materie de lenjerie și folosesc cele mai faine textile, mătase, dantelă. La perlă, da? Când te gândești la... Ți-a luat ceva acum din Italia? Nu mi-am luat acum din Italia. Am început să prefer altă brand de lenjerie care este la Chișinău, tot la fel de... Da? Da, nu știu ce origine are, nu spun care. Dar perla a fost cândva la Chișinău mai mulți ani în urmă, dar uite că a dispărut. Da. Și dacă toți suntem aici, alb, roșu, negru? Roșu și negru, dar îmi place albul. Într-o seară romantică? Roșu. Dar pentru mai wild, așa? Așa, negru. Bine. Cum e Rodica în călătorie? Ești genul de persoană care merge la 5 stele, în restaurante fițoase, petreceri non-stop, așa cum apar tu la televizor? Nu, fără petreceri, dar îmi place luxul. Acum, când am fost la Milano ultima dată, am fost la invitația unor prieteni și au insistat să rămânem la ei. Dar uite că și mie și fiicii mele ne place confortul ăsta. Am vrut un hotel cu, deci o cameră de hotel cu pereți din sticlă, cu priveliști fantastice peste geam. Eu am vrut să scriu, mi-am luat evident laptopul, Paula a vrut să facă poze și de asta am ales să stăm o seară la prieteni și o seară în lux. Super fain. Ai fost la, ți-am recomandat să mergi în barul Dolce & Gabbana, să bei o cafea? N-am ajuns acolo, m-am pornit la sugestiile tale să vizitez câteva castele și toate erau închise pentru că era Crăciunul. În schimb, am descoperit spre surprinderea noastră, chiar nu departe de Duomo, muzeul lui Leonardo da Vinci și am fost fascinat de el, pentru că am petrecut acolo cam vreo oră și jumătate. Am descoperit mult mai multe despre Leonardo, că noi știi cum ne-am oprit la... celebra ajută-mă Cina cea de taină, dar uite că Leonardo a fost de fapt un mare om de știință și arhitect și matematician și fizician și m-a plăcut și ne-a plăcut foarte mult. În plus că deasupra muzeului este o pizzerie foarte faină, chiar pe acoperiș și cu o vedere superbă asupra centrului, așa că am băut un vin italian fantastic și am mâncat o pizza italiană bună de tot. Data viitoare când mă duc, merg neapărat acolo. Îți recomand eu. Ai fost, mi ziceai că ai fost cu pe canale? Sau nu, n-ai nu, fost, eu, n-ai nu eu, nu eu, nu eu. Eu trebuie să revin. Da, să revin. Ți-am zis că Milano doar mă provoacă și eu plec, știi? Și pe urmă îmi caut loc în agenda ca să revin. Asta e relația mea cu acest oraș minunat. Dacă ai putea să mergi în orice loc de pe glob, care ar fi acela? Toate. Azi vreau să-ți spun că mi-am început dimineața cu blogul tău. Da. Și am citit câteva postări despre Mumbai, despre cum ai ajuns în Mumbai, ce ai văzut acolo și vreau să-ți spun că m-a fascinat. Dar acolo am înțeles că trebuie să mergi în hotel de lux. Nu? Chiar dacă ți-ți place și nouă uneori ne place să descoperim, e bine, vorbim de Italia, Franța, chestii țărănești, bucătării, sau Grecia, da, ce este de acolo. Cred că în India este altfel. Da, în India este total diferit. Mi-a plăcut cel mai mult și mai mult mâncarea foarte. Și acum am aroma aia. Da, deci, uite, aș vrea să văd India, pentru că mi se pare chiar o enigmă și poate aflu și ceva despre mine ajungând acolo. Da, am un prieten care am făcut cunoștință în Kuala Lumpur și el și-a luat un an liber și a călătorit prin toată India, a stat în temple, a studiat religia.
Și după aia a devenit super zen. Și a devenit foarte împăcat cu el. Știi că pentru asta cred că trebuie să ai un job pe care îl poți face de la distanță, de oriunde ai fi. Și când o să ajung la această, mare libertate în viața mea să-mi permit să-mi gestionez plăcerile de job. Da. De peste, de oriunde din lume o să merg pe urmele tale. Să știi. Bem pentru asta, hai. Rodica. Hai. Mult succes! Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sorry pentru deficiențe tehnice, da. Weekend frumos. Nimeni nu-i de vină, da. Weekend frumos. La revedere.